Problemele privind măsurarea audiențelor TV au ajuns și în atenția Comisiei Parlamentare de Profil. La ele s-a referit șefa Comisiei, Liliana Nicolaescu-Onofrei, în cadrul emisiunii Ora Expertizei de la Jurnal TV. Ea a menționat că sunt semnale, precum că unele posturi de televiziune nu primesc informații corecte privind audiențele și că sunt necesare soluții în acest sens. Și la Parlament au fost organizate astăzi audieri publice privind combaterea dezinformării. La eveniment au participat radiodifuzorii, distribuitorii de servicii media și ONG-urile de media. Deci aici eu aș încuraja în acest moment toți colegii dumneavoastră din televiziuni care beneficiază și de fapt plătesc contracte pentru a avea această informație despre audiență să verifice totuși, să analizeze foarte serios dacă informația pe care o primesc cu privire la audiență este una veridică și corectă, pentru că ne-au fost transmise semnale și comunicări cu privire la faptul că unele televiziuni care au încercat să facă și o auditare au descoperit că, de fapt, nu primesc o informație corectă cu privire la măsurarea audiențelor. Deci aici urmează încă să lucrăm. Referindu-se la proiectul de lege privind securizarea spațiului informațional votat de Parlament în prima lectură, șefa Comisiei pentru Media a menționat că anterior sancțiuni pentru dezinformare nu erau prevăzute. Acum informațiile false care afectează spațiul informațional vor fi sancționate dur. În Codul Serviciilor Media Audiovizuale până acum nu a fost vizată partea de dezinformare. Sancțiuni pentru dezinformare anterior nu erau prevăzute. O să continuăm partea de discuții, dezbateri și pe platformă parlamentară, așa încât pentru lectura a doua să avem un proiect cât mai bun. În proiectul de lege noi intenționăm și am vrea ca accentul să se pună doar pe situații în care este vorba de informații care afectează securitatea spațiului informațional. În context, expertul de la Institutul pentru Politici și Reforme Europene, Mihai Mogâldea, a apreciat proiectul ca fiind un pas în direcția corectă, dar a criticat atribuțiile noi oferite Serviciului de Informații și Securitate în ceea ce privește dezinformarea. Partea bună în acest proiect de lege este că el aduce unele îmbunătățiri, amendamente, pe partea de monitorizare, pe partea de aplicare a sancțiunilor și oferă mai multe pârghii Consiliului Audiovizualului pentru a răspunde unor probleme care au fost semnalate repetat de către televiziunile din țara noastră, de către observatorii media și așa mai departe. Deci ne referim aici, în primul rând, la piața de publicitate. Pe partea mai puțin bună a proiectului de lege, dacă doriți, prevederile care mai degrabă, din punctul meu de vedere, ar trebui excluse sau îmbunătățite, ele țin de organul abilitat să monitorizeze, de exemplu, platformele online, media online. Și faptul că sunt oferite anumite atribuții extinse Consiliului Serviciului de Informații și Securitate în acest sens. Prezent la audierile publice cu radiodifuzorii, distribuitorii de servicii medie și ONG-uri de media, organizate de Comisia Parlamentară de Profil privind securizarea spațiului informațional, directorul general Jurnal TV, Adrian Buraga, a salutat încercarea politicului de a expuza propaganda din spațiul audiovizual. Noi astăzi suntem într-o situație fără precedent, cu un război aici lângă noi și după trei stări de urgență, cum au spus colegii, respectiv deciziile care trebuie luate astăzi sunt mai mult ca niciodată necesare și trebuie luate dur în contextul în care ne aflăm astăzi. Foarte scurt, să mă refer la conținutul local, nu este imposibil, este posibil să producem conținut local acasă, cu oameni mulți, cu costuri mari, dar să-l producem acasă. Suntem gata să respectăm orice prevedere legală care o să fie aprobată, inclusiv să respectăm tot codul audiovizual care este și care o să fie îmbunătățit. Respectiv, susținem această lege și milităm pentru ea. Sigur, cu îmbunătățirile care au fost spuse recent. Mulțumesc! Următoarea rundă de audieri publice în legătură cu acest subiect va avea loc vineri.